Salutare, numele meu este Ștefan și în materialul de astăzi am să vă prezint ceva cu foarte multă energie. Este vorba despre un power station de la Ecoflow, se numește River 2, este cel mai mic power station din gama lor care se adresează în special fotografilor și videografilor care vor să aibă ceva în porobagaj, care să le alimenteze drona, laptopul, telefonul și multe altele. Personal am cumpărat această unitate pentru că m-am săturat de powerbank-uri peste tot și am nevoie de un powerbank mai mare, în cazul acesta unul de 250 de oră, cu chimie litiu fier fosfat. Această chimie fiind cunoscută pentru o durabilitate foarte mare, mai exact această baterie suportă 3000 de cicluri încărcare-descărcare. Prin cicluri se înțelege o încărcare de la 0 la 100 și o descărcare de la 100 la 0. Astfel, dacă faceți asta în fiecare zi, acest micuț acumulator ar trebui să vă țină în teorie undeva la vreo 10 ani. Totuși, garanția pentru electronică și baterie care vine de la EcoFlow este de numai 5 ani de zile, dar și 5 ani de zile după o exploatare absolut solicitantă este o perioadă destul de bună, spune. Singura problemă când vine vorba de acumulatori și power station-uri în general este faptul că nu sunt servisabile, Acumulatorii nu se pot schimba și duce la reciclat atât de ușor pe cât mi-aș dori să văd, dar poate pe viitor toate aceste companii se vor gândi la o astfel de opțiune. În cutie EcoFlow River vine cu un manual, cu un cablu de încărcare destinat exclusiv pentru această serie și un cablu de încărcare pentru priza mașinii de 12 V. Când zic Seria River 2, trebuie să știți că acest model este modelul de bază. În serie mai există River Max care are 512 wați și River Pro care are 768 de Acele modele sunt și mult mai grele dar și mult mai scumpe. Am ales acest model pentru bateria mică și portabilitate, pentru că mai am acasă deja un Delta Mini care are de 4 ori mai multă capacitate ca acesta. Ca prezentare exterioară, puteți vedea că pe partea frontală acest River 2 vine cu o brichetă de 12V care se poate opri și porni de la buton. Vine cu un ecran cu două USB-uri de tip A și un USB-C de 60W bidirecțional, un buton de on-off și o priză de 220V cu buton on-off. Lateralele sunt simple, partea inferioară are patru paduri de cauciuc pentru a nu aluneca ușor de pe suprafețe. Iar în partea din spate se găsește un mâner care este rezonabil de confortabil, iar sub acesta se găsește priza de încărcare, un ventilator de răcire al circuitelor și o priză pentru panoul solar și priza de brichetă pe care am amintit o mai devreme. Acest power station de la EcoFlow ca și celelalte din serie se pot încărca în patru moduri. Primul mod este de la priză și se poate încărca foarte repede în doar o oră. Viteza de încărcare fiind setabilă din aplicație, care este compatibilă cu iOS și Android, și mai există acest conector care permite încărcarea de la 12V sau de la un panou solar de 110W maxim pe care îl suportă. Iar a patra metodă de încărcare este prin acest USB-C bidirecțional, care are 60 de W și vă va încărca power station-ul în maxim 6 ore, fiind o implementare foarte utilă atunci când vă uitați cablul de încărcare acasă și sunteți în deplasare, pentru că un cablu USB-C se găsește aproximativ pe toate drumurile. Cam asta ar fi flexibilitatea de încărcare a acestui River 2. Frontal se mai găsește și ecranul care arată capacitatea de 28% cu care a venit din fabrică încărcat. În partea dreaptă a procentajului mare două câmpuri care afișează consumul și nivelul de încărcare în vați al acestui power station și o estimare în ore bazată pe consumul afișat pentru a vă da o estimare cam cât mai durează bateria internă. Pe partea de construcție acest River 2 este realizat din plastic rigid și mat, Arată destul de bine, mânerul este foarte util. Același plastic se găsește și în Delta Mini, care l-am de peste jumătate de ani. Ajungând din nou la capacitatea de 256 w și limita de 300 de W per consumator în mod standard, acest Power Station poate încărca laptopuri de tip Ultrabook și le va oferi 2-3 încărcări fără nicio problemă în funcție de bateria internă. Este foarte bun pentru încărcarea telefonelor, a dronelor și a micilor consumatori pe care îi aveți prin mașină sau acasă. Aceste Coflow River 2 alimentează 99% din electronicele de consumer și se adresează în special fotografilor și videografilor care se află mereu pe drum. Ce merită menționat este faptul că aveți nevoie să protejați porturile de apă și praf pentru că acest River vor 2 ca și toate celelalte produse EcoFlow nu sunt rezistente la apă și nici nu au protecții pentru astfel de porturi, astfel vă recomand să luați un hard case pentru el sau o husă textilă foarte groasă cu fermoare care rezistă la intemperii. Ce mai am de spus interesant despre acest power station este faptul că vine cu o aplicație care permite controlul acestei unități și toate funcțiile acesteia printr-un telefon cu iOS sau Android. Și cam asta ar fi. Prețul acestui EcoFlow River 2 este de 2000 de lei și este disponibil la EcoFlow România. Am să vă las și un link în descriere. Acest material este doar o primă impresie cu River 2. Va urma un review extins peste câteva luni unde o să vă explic clar cam de ce este capabilă această unitate după niște luni întregi de utilizare în condiții reale. Totuși, ca primă impresie, dacă aveți nevoie de ceva rapid, Vă pot spune că este o variantă foarte bună, mult mai bună decât seria inițială River, care avea de 6 ori mai puțină durabilitate în ciclurile de acumulator. Cam asta ar fi. Cel mai important, aștept să lăsați un like la acest video, să vă abonați cu sau fără clopoțel și să lăsați câteva comentarii cu curiozitățile voastre vis-a-vis -vis de acest model, pentru că în review-ul extins am să țin cont de ele, pentru a face un material cât mai cuprinzător și cât mai de ajutor. Eu sunt Ștefan, vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem în curând la încă un nou video.